Continuăm episodul 7, partea a doua din drojdier cu pula de vier. Cum nu are de fier? Nu, acum era de vier. Când a luat poliția să-l bage la arest ca să trezească. De ce? Că i-a înjurat. A făcut ultrage. Fuck you! Leave me alone! Cum știi ce ai zis, bă? Fuck you, leave me alone! Face gata, hai la rest. Și l-a băgat. Pac, a închis ăla! Aaaa! N-am făcut nimic! N-am făcut nimic! Ăla, băi, fii atent că ăla de culcare. Ăla de culcare? Da. Uite, nu vezi că ceilalți meseriași dorm. De meserie? Da, i-am prins pe meserie. Fiecare a meseria lui. Se duce ăsta. Se întinde în pat. Iubitule, ești nou aici? Bă, ce s-a întâmplat cu tine? De ce faci aici? Bă, vezi cu oaie? Cine sunt oaie? Bă, sunt coaie. De unde știi? Bă, coaie? Dacă tu mi-ai zis oaie, eu zic că sunt coaie. Și sunt și o pulă. Ok, păi se vede doar ochii și dinți. Hai, fii curajos. Hai, vină jos. Dă-te jos din pat. Te vei cu băia de la. Că asta era și bețiv, dar bea atâta drăjdie că n-a putut să vorbesc, că n-am mai vorbesc. Nu că vorbea. Ca patefonul ăla stricat. Nu, ai vorbea. Și curgea și limba afară de gură. Păi, ce să zic? O să vedem noi, știi, mai vorbim, mai în apă. Goale! Goale! O să zic, ce zici? Galina? Nu, Galvean! A, bine. Apare gardianul că aude zbierte. Galvean! Ăla, bandă cu pulanul până alea. Băi, ți-am zis liniște, culcarea! Băi, ăștia avea nu se culce cu mine. Păi să vă culcați toți. Toți să vă culcați. Băi, ce să faci în hoa, copilor? Ce ai zis numai acolo? Culcare. Nu fac ca ăla. Ala, 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 ala. Ha, caută telefonul mobil. Bă, bă, am pepeat! Ce? Bă, 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 bă! Și-a vorbit toată noaptea așa, că m-a putut să episodul ăsta, îi dă la ăia amendă, nasol că avea cardul la el și i-a luat amenda după card. Cum, uite așa. S-a dus, l-a pus să scoate cașcaval să dea amendă. Ea a băgat o chestie mai aia la drojdier și acum drojdierul. Aoleu! Acum vorbe normal. Ce mă dore capul, se duce acasă, pula mea, ajunge și el. Nevasta, ce faci, mă, du-te la servici? Nu mă duc. De ce? Am avut emoții. Acum vorbe normal. Ce emoții? Unde ai fost, la curve? Ăsta, da. M-am bătat și am fost la curve. Cum? Ai fost la curve? Da. Și cât ai cheltuit? 10 milioane. Wow, la curve de lux. Da. Și cum s-a purtat? Asta era de aia hipioată. O durea pizdă, nu era de la. Ține la prost.
Păi, îmi zicea, iubitule, dragul meu, și ai dat 10 milioane pe curve. Wow! Și ce ți-a făcut? Era să-mi facă, dar nu mi-a făcut. De ce? Eu sunt bărbatul unei singure. Iubita mea. Oh, dragul meu! Oh, la ce știu ca curvele? Păi, eu sunt... Ah, bine.